Bună ziua și bun găsit la Closing Bell. Claudiu Cazacu sunt și mă bucur să ne reauzim. Pentru dolarul american, o respingere dintr-o zonă de suport, EUR/USD ajungând din nou spre 33,91 la doi pași de palierul de 1,34, după ce datele din Statele Unite au fost mult mai slabe decât cele anticipate. Am văzut cum, mai ales componenta de bază, cea care scoate din discuție elemente deosebit de fluctuante, precum comenzile pentru avioane, au scăzut cu 0,6%. O surpriză ce pune sub semnul întrebării din acest unghi, rămâne să vedem și confirmări în perioada următoare din perspectiva altor date macroeconomice, dar pentru moment pune sub semnul întrebării revenirea consistentă prognozată pentru economia americană în trimestrul al treilea. Avem astfel, după o falsă străpungere a lui 1,3360, o revenire destul de puternică. Euro fusese relativ slab de dimineață, inclusiv comentariile lui Weidmann, oficialul german care conduce Bundesbank și care a afirmat că ieșirea din criza europeană va dura ani de zile, deci nu va fi o chestiune rezolvabilă pe termen scurt. EUR/USD rămâne în momentul de față, aparent în așteptarea unor indicii suplimentare pentru a-și defini o direcție mai precisă. Poate pe termen scurt avem nevoie de puțin răgaz, ulterior, având în vedere faptul că liniile de trend nu au fost străpunse în manieră fermă până acum, la nivel de închidere. Poate că este posibil să asistăm la un moment dat la un nou asalt al lui 1,3391, reperul următor în sens ascendent fiind de 34,05, suportul de bază 33,60 și apoi aș vedea regiunea 1,3448 urmată de zona 1,3333. În cazul lirei sterline, o ședință nu deosebit de spectaculoasă până la datele din Statele Unite. Am avut atunci un salt care a confirmat formațiunea de tip flag pe care o aduceam doar în discuție, fără a avea o încredere spectaculoasă în ea. Această mișcare a validat însă ceea ce am fi putut vedea aici drept un flag și în momentul de față trebuie să căutăm alte structuri. Probabil că în cazul în care am ajunge sub 1,5577 exista riscuri de depreciere suplimentară. Lira sterlină este în momentul de față, cel puțin până mâine, într-un mod mai amortizat, având în vedere faptul că astăzi este o sărbătoare publică. Iar chiar și mâine, deși piețele sunt deschise, date din Marea Britanie nu sunt de așteptat. Cel mai probabil abia miercuri vom avea reperele cele mai importante. Pe termen scurt, deci un suport intermediar la 50, 55, 76, urmat de un altul în zona 1,55, 62. Nivel de rezistență în regiunea 56-12, dacă spargem acest 1,55-93, care este de fapt cel mai important element pe termen scurt. USD JPY a plonjat odată cu cifrele slabe, dacă luăm în calcul faptul că fără elemente volatile scăderea a fost de 7,3% lunară, chiar și cu scăderea înregistrată în sectorul aviatic, totuși este o veste slabă, ce a lovit USD/JPY, lovind de fapt în interesul pentru dolarul american. O respingere temporară din 98,32 ne arată în continuare relevanța acestui nivel, dar iată și peste 98,44 le-a fost greu să se mențină la altitudine celor care au mizat pe această pereche. Pentru moment, însă, linia de trend descendent este poate cea mai importantă
opțiune, dacă urmărim o zonă de rezistență, înspre 98-58-98-60. Cazul în care revenim dincolo sau cunoaștem o respingere din această zonă, putem revedea din nou o testare în 98-32. Imaginea daily va fi însă interesantă dacă vom vedea în această perioadă o revenire peste 98-82, mai ales în zona de închidere, semnalizând o anulare a mesajului negativ al zilei de vineri. Dacă acest lucru se petrece, atunci putem urmări cu mai mult interes spargerea liniei de trend negative pe un orizont daily. Altfel, o revenire sub 98-32 ar da un semnal contrar și o închidere între aceste două paliere ar fi un indiciu neutru, dar e destul de cu mesaj poate ușor nefavorabil pentru viitor, pentru USD și BUI. Aurul a fost destul de agitat, însă rămânând între două linii de reper mai largi, 1400 și 1391, limitele unui range care se derulează în continuare. Spargerea abia lui 1400 ne-ar putea împinge mai sus spre 1406. Datele slabe din Statele Unite nu au convins și acest lucru poate să țină și de mesajul pe care l-am văzut la Jackson Hole, comentat în această dimineață. Petrolul, destul de susținut pentru moment, am avut o tentativă de a merge sub 110,55. Dacă abia sub acest palier închidem, putem vedea un semnal mai clar negativ pe un orizont daily. Închidere mai sus ar da încă o șansă cumpărătorilor. Pentru moment, trendul este încă în vigoare. Am cunoscut o respingere temporară și aici estimările din nou care înclină balanța în favoarea QE plus elementele din Orientul Mijlociu ajută țițeiul. Nu este exclus însă să vedem și anumite presiuni fundamentale. Ne apropiem de luna septembrie, care ar putea fi mai puțin avantajoasă pentru petrol. În piețele de capital, reacția a fost una pozitivă în cele din urmă, după câteva episoade de ezitare, iar 8432 este la un pas de a fi străpuns și ca închidere. Cazul în care acest lucru se petrece, nivelul de rezistență de urmărit este în zona 8463. Și acest entuziasm ține de o evaluare mai bună privind Europa, dar și de acel fenomen doar aparent paradoxal, în care date bune din Statele Unite pun frână piețelor de capital, date slabe duc la aprecieri, fiindcă susțin ideea continuării QE. US 30 în interiorul canalului de trend nu a reușit să îl străpungă de această dată și, deși discutam de semne de slăbiciune, vorbeam de dimineață de posibilitatea de a cunoaște o revenire din această zonă, să spunem 950-960, dacă rămânem în interiorul canalului de trend. Am avut doar o străpungere falsă și respingerea a fost destul de consistentă pe un orizont de timp mic. Imaginea mai largă, însă, redevine optimistă abia dacă spargem 15.023 de puncte, reperul următor fiind în regiunea 15.046 și apoi înspre 15.090-15.100 de puncte. Pentru moment, tendința aceasta pozitivă ar putea întâmpina unele mici dificultăți. Dacă închidem sub 14.000 970 pe un grafic daily sau chiar și H4, am putea întrevedea riscuri suplimentare, iar suportul pe termen scurt și mediu, cel mai apropiat, este la 14.903 puncte. Leul s-a situat într-o dinamică destul de lentă în fața monedei unice europene. 4.41.20 nu a mai fost depășit, dar nici n-am reușit să reintrăm în vechiul canal de trend. Probabil că cel mai simplu ar fi să renunțăm la această linie
și să continuăm să ținem sub observație pragul de 4,43,60 și cel de 4,40,40, dar între ele dinamica este estimată a fi relativ liniștită pentru perioada următoare. Mulțumesc pentru atenție și să aveți o după-amiază și o seară plăcută și tranzacționare profitabilă. Numai bine, la revedere!